Salutare, dragilor! Iată-ne din nou la un nou video pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem servisarea la remorca asta, să-i facem o scurtă întreținere. Avem aici de reparat rugina asta, de curățat pe aici, dar în primul rând să desfacem. Am desfăcut eu roata, să dăm butucul ăsta jos sau, mă rog, carcasa asta. Eu folosesc un prelungitor, un fier dintre ăsta și cu o piuliță de asta în cap, cu o cheie de asta în cap, tubulară, da? Vedeți, am decupat aici, e un fier oțelit și rezistă, fiindcă am o forță foarte mare cu el. Piulița cu acea tăbliță care o dată apăsată împiedică să se desfacă. Am băgat eu șurubelnița și am desfoiat un pic. Acum o să desfacem, am stropit cu puțină motorină, să curăț acolo de mizerie, o să desfacem. Ați văzut cât de ușor s-a desfăcut? Deci e foarte ușor. Așa, ia să vedem, merge cu mâna, ia, nu, luăm pe asta la altă. Cu asta nu pot în niciun caz și nu e sigur, fiindcă nu strânge, aveți voi forța atât de mare, fiindcă trebuie să-mi iau și trusă de chei din treia mai de calitate să nu avem probleme. Și avem aici o șaibă, hai, acum îi scoatem tamburul ăsta. Vedem că are un rulment acolo și vedem tot mecanismul de aici. Pistonașul ăsta sau cum n-ai bai zice, tot sistemul. Eu am mai curățat când am făcut remorca și acum mi-a scăpat cablul ăsta și o să trebuiască băgat din nou aici. Sunt foarte buni saboții ăștia, vedem că nu au uzură foarte mare, deci e tot ok. Haideți să vă spun și cum s-a întâmplat. Deci asta a fost bun. Ia vedem, ia să vedem. Uitați cât s-a ros. Din ce cauză? Asta normal vine băgat de acolo, vedeți? Iese pe aici și se prinde de aici. Gen așa. Dar a venit un nene pe la mine, mai bătrân și mai neîntreg la minte, necopt, și s-a apucat el să apese fără să știe la maxim pe pedala asta, cât de tare a putut el așa. Așa a considerat el, că de asta nu e bine să-i lași nici să urce măcar aici. Dar nu l-am lăsat eu, s-a urcat și dintr-o dată, bă, și am spus, bă, nene, bă, nu umbla la aia. Și ce credeți? A sărit cablul ăsta, el fiind întins, tare, vă dați seama că ești cu greutate, nu e ca la mașină de frână de mână. A sărit el cum a sărit și ăsta normal când sare trebuie să iasă, mă frate, pe aici, pe undeva. Eu l-am găsit pe aici. Deci cineva a văzut și mi l-a băgat înapoi aici. Eu n-am știut și acum am văzut. Dar ălălaltul după partea aia mergea. Deci sistemul de frână mergea. Acum să haideți să-l facem, să-l desfacem înapoi cablul ăsta, să vedem sistemul de frânare la remorcă, că tot m-ați întrebat. Deci sistemul de frânare ăsta este vinclu prins de țeavă, un opritor aici tăiat tot din vinclu ăsta, sau puteți să-i puneți voi vinclu aici, vinclu dintre ăla gros, să știți, aici puteți să-i faceți o țeavă cum am eu la aia mică. În loc de toată șmecheria asta, îi puneți o țeavă de aia rotundă, cam de 20 de centimetri, și nu mai trebuie să faceți toată nebunia asta, scăpați mult mai ieftin. Și vine aici prins o bucată de vinclu sau de fier, un fel de el, cu tijă de 10, reglabile, da? Gaură de 12, mi se pare că e și aici, și aici. Deci, vedeți? Bun,
Asta se duce în față, îi dă voie, dar în spate nu-i mai dă voie să se retracteze mult de tot. Bun, trecem în spate. Sper că se vede aici. Așa am eu făcut. Aici, sistemul ăsta, deci v-am spus că merge în partea în care mi-a sărit cablu, am cablul original. În partea asta i-am pus eu un cablu, fiindcă mi s-a rupt ăla lui. Vedeți, i-am făcut nucile alea, le-am făcut din șurub găurit și am strâns piulița aici. Bun. Aici, plăcuța asta, o plăcuță foarte groasă, să mă dau mult mai bine. Vedeți? Am dat gaură pentru tijă de 10, gaura pe mijlocul plat benzii, așa, și după aia încă o gaură mai într-o parte și una mai într-o parte, prin care mi-a trecut cablurile astea de frână. Și aici în capete v-am spus, cu șurub, și am dat o gaură prin el, tot așa pe diametru cablului, și am strâns în partea asta bucate de vinclu, tot așa, cu două găuri prin care să treacă cablul, pac, pac. Înainte aveam alt sistem, dar e mai, mult mai bun ăsta. Înainte aveam cu sârmă ceva gen și nu prea era ok. Dar sistemul ăsta e cel mai bun. Și pe aia vin cablurile de frână de la remorc. Acum puteți să adaptați și voi, să îmbunătățiți, dar ăsta e reglabil, v-am spus. Puteți să reglați și de acolo, să fie cablurile tensionate amândouă, la fel. Iar de aici cât de tare să vă pună frână și așa mai departe. Să vă stea frâna când apăsați. Am aici un opritor. Frâna va sta după opritorul ăsta încălcat, va sta ceva în gen așa. Și va fi și pe post de frână de mână. O să vedem la urmă. Foarte bun acest sistem, vedeți, vi-l recomand. Dacă nu-i faceți chestia asta, nu o să aveți frână de mână, trebuie să băgați în viteză, în frână de motor sau să țineți apăsat cu piciorul. Ori să-i faceți un zăvoraș aici, cum am eu la aia mică, deci să un zăvoraș, apăsați și trageți zăvorașul cu mâna, dacă nu vreți să vă complicați. Și faceți cu țeava aici, în loc de ăsta, puneți o țeavă și un zăvoraș aici, care să închidă în poziția de strâns. Vedem aici opritorul, ăsta oprește, vedeți? Pac, apăsați cu piciorul, vine și oprește. Acum haideți să vă arăt și cablul ăsta, deci vine băgat prin orificiul ăla. Ați văzut și acum prins de aici, dar vine pus, vedeți care aici un canal de dirijare, uitați, vedeți, acum eu pe ăsta o să-l mai bat un pic să fie mult mai apropiat, să nu mai sară, da, că bănuiesc că și din cauza asta mi-a sărit, fiindcă e mai depărtat ăsta, îl bat un pic, îl strâng un pic și devin. Haideți să vedeți ce soluție am găsit, să apropii fierul ăla. Am luat o cheie de asta franceză și o să strâng cu două mâini să apropii acolo fierul ăla. Am uns cu vaselină și bufasta, băgăm la loc și prindem. Un sfat bun ar fi să băgați prima dată cablul și după aia să strângeți, să nu vă mai chinuiți la urmă să îl băgați. Și el așa o să vină, iar când o să strângem el o să se tensioneze, când o să întindem cablul, o să se tensioneze și o să se așeze mult mai bine. Am adus compresorul extraordinar de bun, aveți detalii pe canal, și o să suflăm aici interiorul, fiindcă avem o țărână care nu e bună, un praf, da, rugină și toate nebunile care sunt posibile.
curățăm bine de tot. Aici să nu avem vaselină sau alte uleiuri. Acum ștergem cu o cârpă. Acum dăm și cu grund. Asta este cel mai bun. Împotriva ruginii și așa mai departe. După ce am dat și cu grund, o să trebuiască să montăm toate alea la loc, cum invers față de cum le-am desfăcut. Și asta e revizia. Sufla bine pe aici să nu ruginească, să nu stea umezeală. Și aici era important, fiindcă e riscul foarte mare să ruginească, să plezdească, să se deregleze. Asta fiind profil ăla mai de 3 mm, cred că e. E gros, dar hai să-i dau un plus de rezistență cu vopseaua asta, să împiedicăm rugina asta. Deci, și aici i-am dat grunt și după aia vopsea. Aici am lăsat decât grund. Foarte grea piesa asta. Punem șaiba. Piulița cu frână. Frână dintre asta metalică, nu de intra aia de plastic. O să strângem la loc. Este de ajuns. Folosim o șurubelniță să strâmbăm tablița asta în acel știft, în acel canal. Ceva de genul. Am strâns și roata. Sunt șuruburi pe 17 conice. Da, foarte bune. Avem cauciucuri roți 195x65 R15 cu flori pe ele. E foarte important să aveți aderență, să nu vă fugă chiar atât de tare într-o parte și într-alta dacă mergeți pe iarbă sau mai știu pe unde. Un alt mare truc, dacă nu știați, e să dați cu bandă izolieră pe cablu, iar la urmă să-l tăiați, să nu se înfoaie. Merge destul de bine. Și nici nu se mai împrăștie aceste firișoare de metal oțelite, care intră foarte ușor în roată, să știți, de la mine. Și acum, ca să reglați tensiunea cablurilor, adică cât să vă frâneze, acum pare că nu se mai mișcă. Cel mai bine e să o faceți când sunteți încărcați la vale și în lăsați pedala așa. O strângeți de aici. Strângeți piulița aia până nu mai o ia la vale. Dacă vedeți că fuge la vale, până strângeți voi, apăsați mai mult pedala, strângeți și eliberați să aveți frâna de staționare reglată corespunzător. Deci, așa trebuie făcut. Și un test. Acum este pe post de frână de serviciu. Iar când apăsăm așa, este în frână de staționare. Foarte ok, zic eu. Și eficient în același timp. Cam ăsta a fost clipul, dragii mei. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Ne vedem la un nou video, tot așa interesant și cu multe noutăți. Să avem de învățat cu toți. Remorca e destul de mare și încăpătoare, 2 metri cubi. Mai pune și cu vârf, e altă treabă. Și că tot am primit diverse întrebări, că ce e copertina asta? Asta ține pe post de apărătoare, pe post de umbrelă de ploaie. Bine, de jos de aici vă plouă.
Da, dacă stați așa și mergeți cu viteză. Dar dacă stați așa în picioare, nu o să vă ude în cap și pe corp, unde e cel mai important. Vă apără cât de cât. Iar astea două antene sunt pe post de țepi, da? Deci eu pun țepile, ați văzut cum le pun eu. Vine una cam pe acolo, una acolo, una acolo și una în spate de tot. Și aici în față nu mai pun. Oprește fânul să vină spre mine și sunt foarte ok. Astea nu mai trebuie să le fac nimic, astea le-am de-a gata.